găsit, stimați urmăritori ai Digital Media Center de pe Facebook, YouTube și alte canale media de pe internet. Eu sunt prezentatorul dumneavoastră, Victor Lauca, de obicei. Și pentru această ediție de musical Book Lovers din decembrie 2021 am decis să vă prezint Listen to This If You Love Great Music, o compilație muzicală de Robin Murray, după cum se poate vedea aici. Această compilație muzicală cuprinde 100 de albume de studio esențiale pentru audiția noastră muzicală, cu motoul Life's too short for bad music, these choices really matter. Și într-adevăr, ele chiar contează. Packed with links for further reading, listening and viewing to take your enjoyment to the next level. Într-adevăr, așa este. Avem aici, de-a lungul cărții, numeroase albume de studio pe mai multe capitole. M-am să dau câteva spoilere din interiorul volumului, mai precis Political Statements, avem aici capitolul 5, se poate vedea aici cuprinsul. Mai avem de asemenea Soundtrack to Your Nightmares, Music to Fall Asleep to sau Right First Time. Asta pentru prima audiție. Aș citi primul paragraf din introducere. The album is perhaps the single and most important object in the weaponry of pop culture. It's the point where an artist's vision becomes clear, space for personal and aesthetic evolution. Even now, more than 70 years after the LP coalesced as a form in its own right, it sustains. Technologies may come and go, but the idea that a collection of songs can be forged into one singular idea burns more brightly than ever. Într-adevăr, așa este. Practic, aici este vorba despre faptul că albumul de studio rămâne unitatea centrală în industria muzicală, mai ales și pentru ascultătorii fideli acestuia, fie în format vinil, fie în format CD, fie în format digital pe iTunes sau alte canale media, cum ar fi Spotify sau SoundCloud. În orice caz, sau YouTube, în orice caz, volumul este deschis de nimeni alții decât The Stone Roses, cu albumul lor eponim lansat în anul 1989, după cum se poate vedea aici, într-adevăr, și cuprinde fel de fel de artiști de renume, nu numai din zona rock, evident, mai avem și pe NAS aici, DJ Shadow, Daft Punk și mulți, mulți alții. Avem și din zona Soul și din zona World, îi avem și pe The Strokes, unul dintre preferații mei. Yeah, yeah, yes, o formație mai alternativ din câte știu eu, de referință într-adevăr, pentru cei care doresc să iasă practic din cotidian și să descopere altceva mai frapant. Arcade Fire este un album foarte interesant, cel prezentat aici, mai precis Funeral, în anul 2004, după cum se poate vedea aici, cu o copertă de album destul de interesantă. Mai avem The Lars, care au fost just one hit wonders, practic doar cunoscut sub un hit major, mai precis There She Goes, care are un music video foarte interesant. L-avem pe inegalabilul Jeff Buckley cu Grace din 1994 aici, după cum se poate vedea, foarte interesant într-adevăr. Jeff Buckley, un chitarist și un solist excepțional. Avem aici o piesă la Resistance, Buena Vista Social Club, piesă Resistance, așadar, din 1997, cum se poate vedea, pentru cei care sunt interesați de zona aceasta de world, aș zice, dar muzică și muzică world sau folk din Cuba, care este practic o țară foarte interesantă din punct de vedere artistic. Mai avem aici Shiriana, avem artiști mai puțin cunoscuți, avem și proiectul lui John Paul Jones, basistul din Led Zeppelin, Them Crooked Vultures din 2009, dar îl putem vedea aici pe John Paul Jones la bas, un basist și un clăpar extrem de talentat și de tehnic, a ajuns în etate între timp, 75 de ani are în prezent, dacă nu mă înșel, a fost destul de
de omis în presa mainstream, în comparație evident cu Page și Plant, colegiului de formație, foștii colegi ai săi de formație, dar în același timp a avut un succes notabil cu Them Crooked Vultures, atât doar că nu a fost la un nivel extraordinar de mainstream, ca să zic așa, a rămas la nivel de nișă, dar o nișă destul de cunoscută printre cunoscători. Mai avem aici Parallel Lines al lui Blondie din 1978, Deborah Harry, dacă nu mă înșel pe numele ei adevărat. Pulp, mai avem aici Different Class din 1995 și multe, multe alte titluri. Nu aș vrea să vă dau foarte multe spoilere. Avem și Prince, avem o grămadă de alți artiști. Nirvana, evident, cu In Utero, Sonic Youth, la fel Bad Moon Rising din 1985, unul dintre albumele lor de studio timpurii, The Cure, Disintegration din 1989, Prodigy, evident, Massive Attack și mulți, mulți alții, într-adevăr, Johnny Cash, Oasis, da, cam asta este, practic, această compilație muzicală de Robin Murray. Aș poposi, înainte de a conchide această ediție, acest episod de Musical Book Lovers, pe coperta anterioară, citind, practic, descrierea volumului de față și din această perspectivă. Listen to this if you love great music. It's a must read for anyone curious to discover essential new sounds. Robin Murray steers clear of the classics and instead goes deep into his record collection. Whether it's bass-heavy hip-hop from Nas that inspired 1,000 MCs or experimental electronica of LCD sound system that blurred genres and got indie kicks dancing, discover an opinionated critique of what it is that constitutes a classic album, plus ideas for associated listening, reading and watching. This is an essential rundown of the albums that really matter and you need to play them loud. Discover just what it is that elevates 100 of the best albums from the last 4 decades above the competition. Într-adevăr, aceasta a fost o compilație fascinantă. Listen to this if you love great music de Robin Murray. Eu am fost prezentatorul dumneavoastră, Victor Roca, de obicei. Mă înclin și vă doresc sărbători fericite.